Momente, procurorul general Augustin Lazăr a intrat în sediul parchetului general, iar din ceea ce noi am aflat, el se afla în această perioadă în concediu. Dacă și-a întrerupt concediul și de ce, ne explică colega mea Roxana Ciucă. Roxana, ce ai reușit să afli despre această vizită a lui Augustin Lazăr, așadar, la parchetul general? Bună ziua din nou, bun găsit tuturor. Este oficial în concediu procurorul general al României, dar în urmă cu 5 minute a intrat în sediul parchetului general, a venit special și a întrerupt concediul pentru a supraveghea direct dosarul cu protestatarii din Piața Victoriei. Dorește așadar Augustin Lazăr să se implice în mod direct. Vrea să vadă cu exactitate cum decurg lucrurile în acest dosar la care lucrează mai mulți procurori. Toată lumea știa că Lazăr este în concediu până pe data de 29 august, dar iată că nu a avut stare acasă și a venit special astăzi. Vedem dacă va pleca sau nu la orele 16 sau dacă alege să rămână mai mult timp aici la serviciu. Au început să vină, iată, oamenii și să mai depună plângeri și astăzi. Două persoane avem până în clipa de față. Este interesantă această mișcare a lui Augustin Lazăr de, iată, aș întrerupe vacanța să vină la muncă și să supravegheze îndeaproape acest dosar al protestatarilor din Piața Victoriei. Se întâlnește, iată, deși spuneam în intervenția trecută că mai durează până când se întâlnește cu favorita sa, cu Laura Codruța Chioveși, e iată că în aceste clipe cei doi se întâlnesc la biroul la etajul 1 și cu siguranță că se vor vizita și își vor spune bine te-am regăsit.